spuneți-ne cum se comportă pacienții cu dumneavoastră. Pacienții de cele mai multe ori sunt înțelegători, atâta de când îi se vorbește frumos, dar nu întotdeauna. Având în vedere deficitul de personal medical, și aici mă refer strict la medici, și numărul mare de pacienți, încercăm să alocăm totuși timpul necesar unui pacient, respectiv 20 de minute, dar nu se poate respecta acest lucru. De cel mai multe ori se va restrânge chiar la 3-5 minute maxim.